cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul. Bună dimineața la cafea. Bine ne-am revăzut. Vedeți că acum nu mai știi cum e, ce se întâmplă mâine. Ăștia din zona Olteniei, românii verzi de acolo, s-au speriat foarte tare și pe bună dreptate. O zonă cu o zonă reactivată pentru cutremure. A mai ieșit și domnul Mărmureanu și a zis ăștia din Banat, fiți atenți că sunteți cam pietala culturală a Europei, să nu vă zguduiți și voi prea tare. Nu e nicio glumă, dar se pare că e posibil și acolo un cutremur, nu se știe cât de mare. Suntem asigurați că nu există legătură între ce s-a întâmplat în Turcia și ce se întâmplă în Oltenia, dar întotdeauna când îi întreb pe specialiștii de la Institutul Național pentru Fizica Pământului, îi răspund, dom'le, nu ne dăm seama de ce a pornit, dar ne putem aștepta, dar noi credem că nu. În ciuda acestei credințe, în ultimele două zile au fost două cutremure de peste 5 și foarte multe replici, marea majoritate peste 3, între 3 și 4 pe scara Richter. Cutremurul se resimte nu numai în zona aceasta, fizicii Pământului, cutremur există și în zona războiului, a relațiilor internaționale, sunt tot felul de provocări care nu arată foarte bine. Șeful NATO declara, dacă nu mă înșel chiar ieri sau alaltă ieri, nu mai știu exact, că se lucrează la un document care, pentru toate țările care fac parte din alianță, pentru pregătirea în cazul unui conflict major. Acum, să știți că NATO nu putea funcționa fără să existe un asemenea document. Pentru că NATO este o alianță militară și ea funcționează pentru așa ceva. Dacă ei simt nevoia să mai facă un document și să-l prezinte guvernelor, înseamnă că se pregătesc pentru un nivel următor. Nu arată lucrurile bine nici în Republica Moldova, unde cineva a plantat maia și nu se știe ce anume a dospit acolo, pentru că de unde aveam un președinte și un prim-ministru care erau, ca să spunem așa, progresiști, brusc prim-ministru care avea afinități pentru guvernul României a fost obligat să plece și președintele și-a numit propriul consilier prim-ministru sau încearcă să-l numească prim-ministru. După cum vedeți, în jurul nostru se întâmplă lucruri. La Piatra Neamț deocamdată am fost feriți de asemenea situații, dar și la noi se întâmplă lucruri bune, mai puțin bune, dar se întâmplă. Astăzi, în emisiune, domnul Adrian Jucan, consilier local PNL și antreprenor de succes în Piatra Neamț. Vedeți, vă leg întotdeauna cu cele două calități. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, domnul Bălănescu, bună dimineața urmăritorilor dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitație și pentru scurta, dar complexă caracterizare. Nu, adică am vrut să fim conștienți cam în ce perioadă trăim și care sunt provocările, pentru că ne-am obișnuit să ne uităm în jurul nostru, un pic mai departe și să ne mirăm la știri. Avem o perioadă destul de care se văd că devine lungă, de câțiva ani de zile de acum, când suntem înconjurați de foarte multe potențiale amenințări, mai apropiate sau mai îndepărtate, dar mare parte dintre ele cu un aspect macro, economic și macropolitic, și chestiunile astea ne influențează foarte tare viața și felul în care ne raportăm la ea. Dacă mai punem alături și evenimentele naturale, deja starea de incertitudine și de stres
al fiecărei persoane crește și na, nu știu unde o să ajungem în felul ăsta. Păi nu știu unde o să ajungem, dar e clar că trebuie să răspunzi în calitate de administrator al unei țări, a unei regiuni, uh-huh. al unui oraș, de să încerci să asiguri un confort cât mai bun da. populației, care și așa trebuie să răspundă la 1000 de provocări și pericolul este clar, adică pe de o parte ori ai o populație pe care nu mai interesează nimic și atunci lucrurile nu sunt în regulă, ori dacă nu reușești asta, ai o populație, ajungi să ai o populație ostilă. Orice ai face, primești un feedback negativ. Chiar dacă de multe ori faci lucrul ăsta pentru respectiva populație. Și de aici o întreagă... La fel, simțul critic al oamenilor a crescut din ce în ce mai mult și este din ce în ce mai greu să se raporteze la lucrurile bune și se uită foarte mult la aspectele mai puțin plăcute sau cele care nu-ți fac viața foarte bună, dar cu atât trebuie să vezi, să ai o imagine de ansamblu și să ai o imagine pe termen lung și nu pe termen scurt și să vezi micile neajunsuri din prezent cum se pot transforma în beneficii pe termen lung. Acum, încă o dată, cum spuneam, simțul critic este foarte ridicat și lumea tinde din ce în ce mai mult să se axeze doar pe lucrurile negative, uitând totuși că mersul este, în principiu, din punctul meu de vedere, cel puțin la Piatra Neamț, într-o direcție bună. Bun, haideți să vorbim un pic despre Piatra Neamț, pentru că dumneavoastră, pe lângă faptul că sunteți consilier local, sau în calitate de consilier local, sunteți și în AGA, nu? Nu greșesc. Da, sunt în AGA. Da. În AGA de la Publiser. Publiser. Acolo, fără să fie, cum să vă spun eu, făcute publice niște lucruri, eu am apreciat, chiar dacă într-un mod, să spun așa, mai puțin direct, faptul că toate entitățile implicate în conducerea societății, pornind de la Consiliul de Administrație, AGA și cei care trebuie să pună în aplicare hotărârile, au luat o măsură foarte curajoasă. Nu știu dacă e curajoasă sau realistă sau luată din cauza unor situații obligatorii financiare, dar oricum, faptul că societatea s-a despărțit, nu știu, de o parte dintre angajați. Eu așa am înțeles, poate greșesc. Aia a fost o modificare de organigramă. Asta nu este un lucru neapărat îmbucurător, dar deci, eu n-am spus că e reorganizată puțin activitatea. Eu n-am spus că e îmbucurător. Eu am spus că poate, cel puțin eu așa mă gândesc, că poate cineva s-a uitat cu atenție în fișa posturilor, în raportul acela dintre eficiența unui post, eu nu vorbesc de oameni aici, eficiența postului raportat la necesitățile societății și a zis, băi, am eu nevoie de X, așa care, sau am nevoie de un inginer care să-mi poată face, nu știu, asfaltarea sau nu știu cum. Nu știu, deci chiar sunt curios să ne explicați un pic care au fost rațiunile. Acum, trebuie să, poate oamenii, unii dintre urmăritorii dumneavoastră, nu știu exact cum funcționează relația asta dintre AGA, CA și conducerea executivă a unei societăți publice. Cel puțin noi, reprezentanții din AGA, eu și domnul Cosmina Sandăi, am plecat de la ideea că trebuie să fie o relație de comunicare și să înțelegem lucrurile, să vedem punctele de vedere ale fiecăruia și nu să fie pe impuse. Uite, trebuie să faci aia și trebuie să faci aia, pentru că la un anumit nivel nici nu poți să le impui chiar cum vrei. Ai niște limitări în ceea ce privește acțiunile posibile. În momentul de față, una dintre evoluțiile care s-au marcat la Publiserv a fost o modificare de organigramă care a presupus reducerea mai multor posturi,
Ea a venit în urma unor discuții mai lungi, de mai multă vreme, în sensul că încă de când am interacționat cu PubliServu, eu n-am înțeles de ce organigrama era atât de vastă și multe posturi erau neocupate, adică organigrama era undeva la 115. Deci, eu de asta v-am provocat, că noi am mai discutat acum un an, doi, problema asta, dar acum iată că sunt primii, sau mă rog, pași făcuți în sensul ăsta. Exact. Și am zis, haide să vedem cum. Mi s-au dat niște explicații, că știți că pentru perioade scurte avem nevoie să facem angajări și atunci nu trebuie să vină de fiecare dată ce au și AGA să-ți modifice organigrama. Și în felul ăsta ne dă oarecare flexibilitate. Ok, am putut să înțeleg, doar că câteodată, eu știu, aparițiile în cadrul societății nu erau tot timpul poate cele mai agreate și de AGA, sau nu se vedeau exact care este contribuția fiecărei persoane. În momentul de față, pe o situație în care PubliServu rămâne pentru o perioadă cu o parte din activități neacoperite de contract cu primăria, respectiv la canalizarea pluvială, unde contractul încă nu este semnat, și având un interval de timp, am zis, și la propunerea domnului director Marius Ghineț, și la consultarea cu CEAU și cu AGA, s-a ajuns la concluzia, hai să facem o modificare de organigramă pentru a putea să mai reducem și din costuri și să vedem unde anumite posturi nu sunt chiar necesare la desfășurarea activității. În felul acesta s-a modificat organigrama, s-au redus destul de multe posturi, unii oameni vor trebui să plece acasă, pentru că pur și simplu obiectul muncilor nu se mai regăsește în momentul de față în activitatea PubliServului, nu din chestiuni disciplinare sau eu știu, pur și simplu nu se mai regăsește obiectul lor în muncilor. Bine, eu n-am stat, că nici n-am datele necesare să fac o analiză cine, ce și cum a plecat și care este impactul financiar asupra societății, dar după 2 ani de zile, iată primii pași, pentru că ar urma o altă întrebare. Oare în alte părți, tocmai eu am uitat telefonul deschis, oare în alte părți, în alte societăți nu ar trebui să se întâmple același lucru, pentru că s-a discutat și nu este un secret că, domne, prin societățile astea sunt oameni care nu prea au ce căuta acolo sau sunt prea mulți. Sau... Și de aici poate că ar trebui și în alte zone, cei din AGA, din Consiliul de Administrație, să fie un pic atenți, pentru că se pot face economii. Domnul Bărănescu, fiecare societate are particularitățile sale și trebuie să te adapteze. Încă o dată, nu a fost o vendetă. Da, nici de cum. Pur și simplu un lucru care a fost discutat de ceva vreme și care în momentul de față chiar trebuia pus în practică, pentru că organigrama de dinaintea schimbării producea niște pierderi. Bun, haideți să spunem că și momentul este generat de faptul că se încheiase un ciclu. Și mai sunt niște elemente. A crescut salariul minim, care au dus iarăși costurile cu costurile salariale le-a dus mai sus decât erau înainte. Mai sunt niște provocări la care societatea trebuie să răspundă și atunci, punându-le toate cap la cap, eu cred că a fost o decizie înțeleaptă, pe un făgaș normal, vor mai urma și altele. Mai este o chestiune care s-a întâmplat, care ne-am dorit-o și am tot discutat-o, cred că de când am intrat în AGA, la PubliServ, am văzut-o că a apărut în unele știri, cântarul de la PubliServ. O chestiune care, la fel, o societate care primește mărfuri și livrează, la... Să nu înțelegem că e vorba de un cântar de un cântar mare, de 60 de tone. 60 de tone. Da? Și care... societatea n-avea niciun control asupra acestor cantități. Pot să vă spun ceva? Știți că nu cred că mai există un astfel de cântar pe raza municipiului. De societatea poate scoate și bani. Poate să scoată și bani cântărind pentru alții. Deci, dar
De la ce s-a plecat? S-a plecat de la chestiunea asta. Cum știi tu cât balastru ți intră sau cât sare ți intră? Cât nisip, cât... Deci trebuie să mergi strict pe încredere, pe ce îți vine furnizorul respectiv. Cum știi tu cât asfalt îți iese dacă mergi doar pe ce îți dă stația de asfaltare și sistemul ei? Hai să vedem. Bun, acum eu nu vreau să discut acum istoria acestui cântar, pentru că din câte știu eu, cântarul acesta exista. Bun. Ce vreau să spun este că am ajuns la o variantă în care cântar. El este montat și funcționează în curtea publicului. Bun, eu vreau să vă spun altceva. E foarte bine că s-a ajuns aici, e un lucru extraordinar, dar eu din câte știu, el exista. Exista. Și la un moment dat, niște piese din el erau comercializate. Ca să fiu, ca să fiu foarte delicat. Deci cântarul exista și... Și la un moment dat, dumneavoastră făceați presiuni, domne, hai să avem cântar, dumneavoastră, da, hai să avem cântar, să cântărim. Cei de la primărie, acum dau eu din casă, dar nu-i frumos, au trecut investiție pentru achiziționarea unui cântar. Deci, eu nu știam de exemplu, noi din Aga nu știam de existența... Păi tocmai, asta vă spun. Nu era în curtea publicului, ca să ne înțelegem. Păi da, bun, ideea este de... acuratețe a lucrurilor în societățile Consiliului Local. Un cântar din ăsta nu-l iei în buzunar și te duci cu el. Adică dacă l-ai în inventar, l-ai achiziționat și l-ai în inventar, îți sare în ochi când te duci. Nu ca mărime, că nu-l vezi fizic, ca valoare. Da, da, da. Îți sare în ochi. Nu poți să spui, dom'le, eu nu l-am. Și atunci întreb și eu, prietenește, ca un cetățean al municipiului Piatra Neamț, dom'le, cine a luat cântarul ăla? Când a fost achiziționat? Păi cântarul ăla era undeva, parcă a fost adus de la depozitul de, ăsta, de electrice sau cum se numește, mă rog, acolo trebuia montat și bun, nu s-a mai montat. Când a fost achiziționat? Ar fi interesant, când a fost achiziționat la Publiserv și cum justifică... Dar el n-a fost achiziționat la Publiserv. Dar cum a fost? A fost... Nu a fost pe gestiunea Publiservului, era ori pe a primăriei dat ca bun de retur la acolo, la depozitul respectiv, nu a mai fost montat, s-a identificat că stai puțin, că este în gestiunea primăriei un cântar, cum poate să ajungă el de acolo la Publiserv? Ah, deci în felul ăsta. Da. Deci el era pe gestiunea primăriei. Da, ceva mai frumos. Nu era la Publiserv, asta vreau să zic. Deci mai Publiserv. Frumos, era pe gestiunea primăriei. Noi la Publiserv discutam despre varianta de a pune în buget și cum facem rost de bani ca să cumpărăm odată un cântar acolo, că deja de 2 ani și ceva de zile nu puteam trece peste pasul ăsta să avem cântarul. Nu se poate, că nu avem bani, că nu, ok. Că avem nevoie de altele. Cântar ne trebuie nou acum, nu avem buldo, nu avem mașini, nu avem scule și noi luăm cântar. Ok, am considerat o chestiune importantă și uite, cu cheltuieli minime, pentru că într-adevăr lipseau niște componente și nu știu, softul, ce mai trebuia acolo, care nu mai erau de actualitate, s-a putut monta. Deci încet, încet se poate. Se poate ajunge și dacă mai ai și grijă să îi pui la lucru pe aia, bă, cum noi avem și voi nu spuneți? Deci se poate. Deci cu concursul celor din, cu executivul din primărie s-a putut. Bun, acum după ce aveți cântar acolo, după ce s-a optimizat organigrama, în momentul acesta știu că a fost trecerea asta de la vechiul contract, nu? Da. Al Publiservului, care prevedea niște lucruri, spre nou contract. Nou contract este mai amplu decât cel vechi ca lucrări, ca valoare sau, este, sau ce s-a produs? Este actualizat în ceea ce privește valorile. O modificare importantă este că vechiul contract s-a spart în 3 contracte. Adică vechiul contract presupunea întreținere străzi, reparații străzi, activitate principală, siguranță rutieră, locuri de joacă, canalizare pluvială și în momentul de față s-a spart în 3, întreținere străzi, siguranță rutieră este un contract,
care s-a și semnat acum, locuri de joacă și mobilier stradal este un alt contract care urmează să sperăm să se semneze și canalizare pluvială este un alt contract. Deci asta cu canalizarea pluvială chiar mi se pare logic să nu fie asta cu locurile de joacă, nu-mi dau seama. Da, locurile de joacă este o chestiune care trebuie să o întreții. La PubliServe au fost discuții de lungi că ele nu produc un profit pentru că sunt intervenții punctuale care îți consumă resurse și nu poți să le facturezi pe măsură. Deci fiecare entitate, chiar dacă este o societate în care Consiliul Local este acționar majoritar, trebuie să dai salarii, trebuie să tu faci. Trebuie să o gândești economic. Și atunci, doamne, dacă eu trebuie să pun o scândură la o bancă într-un parc, trebuie să plece omul să măsoare scândura, să o vopsească așa și când tragi linie, stai puțin, că uite că a trecut, trebuie să-i facturezi 4 ore și 4 ore înseamnă 100 și ceva de lei. Și în contractul meu spune că ai nu. Ai pus o scândură și tu... Da. Nu, da. Dau un exemplu minimal. Da, da, și nu, locurile de joacă, într-adevăr, era o activitate care nu produce profit, dar ele trebuie să cineva să le întrețină și de asta există societăți ale Consiliului Local și discuțiile în cadrul PubliServe-ului, asta au fost. Mă, nu te, când îți place, te comporți ca o societate privată, să zic așa, și vrei să ți se aplice rolul. Și da? Când e ceva, când, te dai înapoi. Da, vrei, nu-ți place să fii societate publică. Ești? Trebuie să le îmbini cumva pe toate, până la urmă îți vin niște contracte discreționar, da? Deci n-ai participat la o licitație ca să te lupți cu alte societăți, vin niște contracte discreționar de la primărie, primăria este principalul tău client și atunci mai înghiți și câte o gălușcă de asta care poate nu e suficient de profitabilă. Sau o broscuță, vorba unui politician. Da. Mai înghiți că știu o broscuță. Mie-mi plac găluștele. Da, fiind de gustibus, știți? Da, deci bun. Cred, am încredere în conducerea executivă PubliServe-ului. Anul acesta există un plan pentru reparații străzi, având în vedere că mai avem cele trei lucrări principale care oricum captează atenția, da, opinii publice. PubliServe-ul are un plan de, sau mă rog, primăria are un plan pe care să-l execute PubliServe-ul. Bun, asta este o altă chestiune care sper eu că poate, cel puțin anul ăsta, vom ajunge la o chestiune programabilă mult mai clar. În sensul că încă nu sunt, din punctul meu de vedere, care nu sunt toată ziua acolo la PubliServe, ci doar recepționez niște semnale, niște mesaje atunci când ajungem la câte o AGA sau când mă mai interesează că aud niște chestiuni care și vreau să știu despre ele. Deci nu sunt toată ziua acolo. Încă nu funcționează comunicarea aceasta între executant PubliServe-ul și beneficiar primăria. Deci sunt încă câteva bariere în comunicarea asta, pentru că sunt mai multe departamente și din primărie care sunt implicate și nici ele nu comunică foarte bine între ele. Fiecare vine cu niște cerințe care câteodată nu reușesc să se îmbine, iar răspunsul PubliServe-ului nici el nu este foarte clar. De-aia sper ca anul ăsta să fie o programarea intervențiilor și lucrărilor mai exactă. Adică asta ar însemna și o posibilitate de a comunica cu cei care locuiesc, da, în deci zonele respective. Pe lucrările mari, în special. Da. Deci pe lucrările mari. Că PubliServe execută fel de fel de lucrări mai mici de intervenție punctuală. Dar cel puțin pe lucrările mari să se facă un calendar mai strict în ceea ce privește lucrările. Sper că vom ajunge asta acum. Deocamdată se pregătește bugetul. Am făcut modificările acestea în organigram. Trebuie să se vadă și aici este un aspect foarte important, pentru că lucrările pe coridoarele de mobilitate vor modifica traficul din oraș pentru o perioadă. Și atunci
trebuie să vezi să nu mai vii și tu cu niște utilaje. Eu de asta v-am întrebat. Da. Adică dacă pe cele trei coridoare tu vei avea lucrări, străzile care fac legătura și care și așa vor fi supraaglomerate. Așa deci fi. Nu, pe străzile respective, dacă, chiar dacă ele poate ar avea nevoie de reparații capitale, se va interveni strict. Deci se va interveni probabil în zonele în care nu zonele neafectate de lucrările astea. Și nu sunt. Deci sunt. Una sunt dintre discuțiile care au fost între primărie și Publiserv era că Publiservul nu reușește să livreze pe cât îi cere primăria. Adică are comenzi și nu execută suficient de repede sau la așteptările din primărie. Cei de la Publiserv spun că comenzile nu sunt, sunt date, dar nu sunt prioritizate. Mi-ai dat un calup de comenzi și eu în ce ordine le iau de aici? Fiecare are dreptatea lui, dar dacă mă întrebați pe mine, cam ar trebui să existe o prioritizare în momentul acesta. Eu, asta vreau să zic. Anul ăsta sper să ajungem la o comunicare, în cadrul acestei comunicări și relații dintre Publiserv și primărie, să ajungem, le facem în ordinea asta, pe intervalele astea de timp. Astea le facem în august, astea le facem în septembrie. Ok, mai ai niște factori care te pot decala, dar ca idee... Ținem cont și de proiectele viitoare ale primăriei, exact, ca să nu intri unde ai lucrări după aceea. Adică, da, e... bun, să lăsăm Publiservul. Deci, Publiservul nu este condus de primărie, că și asta este un lucru, dar primăria este principalul client al Publiservului și normal că normal să direcționează activitatea. De-aia e și AGA majoritar acolo, adică toată. Da. Adică de asta e societatea Consiliului Local, până la urmă, doamne, iată. Deci trebuie să stai să execuți ce ți se cere, că banii sunt bani care vin de la primărie. Da. Bun. Asta e situația cu Publiservul. Chiar sunt curios să văd cum vor evolua lucrurile, sincer. De-abia aștept să văd cum vor merge, pentru că s-au dat două examene la Publiserv anul trecut, nu? Strada aceea spre, de la Carrefour încolo, da, și cealaltă stradă din Mărăței, unde s-a lucrat pe un front mai larg, să spunem. Și, hai, deci au fost și exemple bune, au fost și exemple proaste. Oricum, strada pe, nu știu cum se cheamă asta, de la Dimitrie Leonida încolo spre Bicaz, nu arată foarte rău. Nu, aia nu arată foarte rău. Nu arată foarte rău. Fermelor, din punctul meu de vedere, a fost, nu ai făcut reparații de structură, ci ai venit doar cu zbor asfaltic cu ei. Am eu un alt exemplu care n-am fost mulțumit de el, dar a fost discutat. Și sunteți, niște oameni uita. Sunteți invitatul meu. De exemplu, unul din aspectele care este într-adevăr important, tot așa dau din bucătăria internă, se caută în permanență oameni specializați pe construcții. E foarte important să reușești să aduci. Nu este ușor, pentru că, fiind o societate publică, ai niște limitări în ceea ce privește grila salarială. Deci asta mie mi-a fost foarte greu să înțeleg chestiunile astea. Dom'le, într-o societate privată, dacă tu consideri că inginerul șef este mai important decât directorul executiv, îi dai salariu în consecință. S-ar putea inginerul șef să câștige cât directorul executiv sau cât directorul contabil. Nu mă interesează. Sau tu ai nevoie de niște, nu știu, acreditări, da, pe și... care le poate obține numai unul având un angajat care poate obține acele acredite. În condițiile astea, într-o societate publică, nu poți, că ești pe o grilă și te îl limitezi. Da, și, da, oamenii foarte buni, că și aici concurezi, tu concurezi cu mediul privat în ceea ce privește specialiștii. Și oamenii buni, uite, în momentul de față în România, se deschid foarte multe lucrări, da? Societatea asta de la Bacău, Umbrărescu, UMB-ul. Așa, au câștigat foarte multe licitații pe execuție. Și e un magnet pentru, ca și, angajator pentru exact, toți cei, da, e un magnet. Lucrează de la Buzău până, exact, până sus. Pe toată zona asta va atrage oameni specialiști, pentru că până acum el a arătat că poate să lucreze într-un ritm susținut și va dori să demonstreze în continuare că poate să lucreze într-un ritm susținut. Deci, am primit zilele trecute un mesaj,
să văd dacă îl găsesc, de la un șofer, care e din județul Neamț, din zona Târgu Neamț, dacă nu mă înșel, care lucrează șofer pe o mașină din asta, ce fac ei acolo. Și care spunea, da, poate îl găsesc, poate reușesc să-l găsesc, nu știu. Oricum, în sinteză spunea cam așa. Se lucrează ca la armată, dar se lucrează bine, suntem plătiți bine și e nevoie și de alți oameni. Și atunci e clar că acolo nu poate un foarte bun inginer, un șantierist bun sau un foarte bun coordonator, poți să-l ții la public serv când acolo primești un salariu. Da, deci ești pe o piață liberă, da? Și atunci, dacă vrei să-ți aduci oameni specialiști, cel puțin, că la oameni cu care să, nu știu, să se ocupe de o parte birocratică a lucrurilor, găsești tot timpul. Pentru că în orice companie ai și o parte birocratică, ca să o numim așa. Da? Trebuie cineva să pună dosarele alea în ordine, să le perforeze, să le pregătească, să le facă copii, să nu știu ce. Bun, acolo e ok. Haideți să depășim nivelul PubliServe și să încerc să-mi aduc aminte de anul 2020, după alegeri, adică, mă rog, după alegeri, mult entuziasm din toate direcțiile, mult scepticism din alte direcții. În momentul acesta am depășit momentul bugetului pentru anul 2023 și Piatra Neamț arată cum îl vedem. Dumneavoastră, consilier local venit din mediul de afaceri, care ați dat cu capul de bârna de sus a administrației publice locale. Nu știu dacă v-au rămas cu cuie sau nu. Cum sunteți mulțumit acum de ce s-a întâmplat în ăștia doi ani? Pentru că, e clar, orașul era în prag de faliment. Nu mai trebuie să... Deci erau probleme financiare, eu nu mă refer la altele. Mă refer la problemele financiare, extrem de grave. În momentul ăsta, sunteți mulțumit? Sunteți și administrator de firmă. Eu vorbesc administrator în sensul general, omul care... Așa. Dacă ați compara primăria cu o firmă în momentul ăsta, credeți că ar avea pârghii să meargă mai departe? Deci comparația asta trebuie să ți-o scoți din cap, din stat. În sensul că gândirea administrativă într-o firmă privată este, trebuie să sufere modificări la anumite chestiuni în ceea ce privește administrația publică. Deci procedurile sunt altele, modul de implementare este altul, ceea ce vrei să faci. Da? Deci în special în ceea ce privește rapiditatea și persoanele implicate. În administrație totul este mult mai stufos, mult mai lent, mult mai, nu știu, birocratic, fel de fel de chestiuni care nu te aștepți de unde îți poate apărea o necunoscută și te ține pe loc. De unde tu ești bine intenționat, vrei să faci ceva repede, bine, hop, că, nu știu, ai primit o contestație la o licitație și te-a ținut pe loc încă 3-4 luni. Deci știi, din stat, contestația aia n-are nicio șansă. Și toată lumea știe că acea contestație n-are. Pe când, într-o firmă privată, dacă ți-ai ales un furnizor, bun, rău, ți l-ai ales, ai dat lucrurile înainte, ai implementat proiectul. Deci asta este. Dar, gata, e de înțeles, multe lucruri sunt de înțeles pentru că sunt bani publici. Acum, dacă s-au întâmplat lucruri bune, deci eu sunt mulțumit. Deci sunt mulțumit. E adevărat că tot timpul este loc să se întâmple lucrurile mai bine, mai repede, cu impact pentru mai mulți oameni și oamenii să vadă că lucrurile merg într-o direcție bună. Dar eu sper, eu cred că dacă ești bine intenționat și dacă ai făcut ceva în viața ta până acum, știi că nu poți să construiești ceva fără deranj. Nu se poate face lucrul ăsta. Fără deranj, nu există încă baghete magice care să-ți aducă construcții noi, fără praf, fără șanțuri, fără, nu știu, disconfort pentru o perioadă de timp. Iar în momentul de față, unul din lucrurile care sunt reclamate în Piatra Neamț este că se lucrează prea multe fronturi. Pur și simplu, așa este calendarul și așa ne-a obligat calendarul
proiectelor, multora dintre proiecte care au fost semnate cu, pe bani europeni, ca în anul acesta să se apropie de finalizare, pentru că, încă o dată, nu s-au făcut lucrările când trebuiau, multe dintre ele. Și ai ajuns ca într-un an de zile, într-un an și jumătate, să lucrezi pe foarte multe fronturi deschise deodată. Da, este un disconfort. Doar că aici e disonanța asta cognitivă. Când nu se face, de ce nu se face? Când se face, de ce se face? Când se face, de ce se face? Deodată, dom'le, haideți să luăm partea plină a paharului. Partea plină a paharului este că se lucrează, iar toate lucrările acestea se vor ajunge într-o perioadă de timp la final și orașul va arăta diferit și va arăta mai bine. Dar ni se va modifica viața în niște aspecte care unii oameni le-au reclamat, sau nu știu, pentru o perioadă de timp cel puțin viața multora se schimbă. Și eu primesc telefon. Ce se întâmplă cu copiii? Ce se întâmplă cu traficul? Cât vom mai sta? Dom'le, trebuie să înțelegem lucrurile astea. Întrebare. Dacă ar exista o colaborare reală între autorități, câte dintre aceste neajunsuri, care există o parte dintre ele, ar fi depășite? Și dau un singur exemplu. Cazul cu celebrele relocări de activitate școlară. Când s-a pus problema școlilor din Dărmănești, eu am spus în emisiunea asta de acum 8 luni de zile. Este o soluție foarte simplă. Școlile normale, ele țin de o altă entitate. Haideți, e o soluție simplă, era cea mai simplă soluție dintre toate. Nu, că acolo se face un proiect, nu se poate. Au intervenit contrele, prefectură, inspectorat, partide, așa. Și taca, 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 până la urmă s-a ajuns la aceeași soluție. Pentru că presiunea opiniei publice nu era numai pe primărie, era și pe ceilalți. Dar ei au ținut-o ca să vină cu această... Dacă lucrurile astea se discutau acum 8 luni de zile, 6 luni de zile, toată tevatura asta jegoasă, jenantă, era depășită. Simplu. Câtă colaborare există? Eu știu că trăiesc într-o țară în care avem o alianță politică care are peste 70% în Parlament. Ar trebui să avem o stabilitate și o colaborare pe plan local de să zbârnâie totul. Dar nu e. E o alianță în Parlament. Nu înseamnă că și în guvern. Și în guvern, da. Ea nu se duce în teritoriu, nici la organismele de conducere județene, nici locale. Nici... Domnul Bălănescu, este unul din aspectele, apropo că ați adus aminte de momentul 2020, prealegeri, post-alegeri, entuziastă. Da? Este una dintre chestiuni pe care eu încă nu o diger în politică. Da? Lupta dintre putere și opoziție. Deci eu o văd în alți termeni, în sensul că, da, puterea are rolul executiv pentru o perioadă de timp și ia anumite decizii și le implementează. Opoziția ar avea rolul să spună unde lucrurile s-ar putea face mai bine sau să intervină pe prioritizarea anumitor... Să vină cu o idee. În momentul în care opoziția vine să te... stopeze pe tine, să te blocheze pentru a putea arăta că nu ești bun, pentru că are niște pârghii. Asta, atunci aici nu mai înțeleg. Eu, pentru mine, de ce nu înțeleg? Pentru că întreb unde sunt oamenii în treaba asta, oamenii cetățenii. Ei, aici este o problemă pe care nu o înțeleg eu, de ce cetățenii nu se manifestă decât... Deci asta nu mai pricep. Dom'le, când tu vrei să îi otragi celălalt, scuze de... Păi nu, că așa este. Fără niciun beneficiu asupra oamenilor sau din potrivă, atunci pentru mine asta mai... Eu am găsit o fotografie de arhivă. Veche, făcută de fotoreporter. Și am două persoane, ba chiar trei cred că sunt în fotografia aia, care stăteau la aceeași masă și ascultau cu atenție
glasul conducătorului iubit de atunci. Nu mai dau, dar cele două persoane... Tineri la momentul respectiv. Tineri la momentul respectiv, entuziaști într-un partid care, cum să spun, era peste mări și țări, avea de toate. Da. Bun, acum sunt în partide diferite, în posturi diferite, ambele de conducere. Și vorba dumneavoastră și o trag, mă rog, da, mai mult unul decât celălalt. Este un aspect pe care eu nu-l înțeleg. Nu înseamnă că poate așa ar trebui să se desfășoare lucrurile. Până la urmă, lupta asta politică și, domnule, cum vrei să tu să ajungi la putere? Ești în opoziție, cum să ajungi la putere? Trebuie să spui despre ăla că nu e suficient de bun, că sunt eu mai bun decât ăla. Că dacă ăla e prea bun și tu îl susții, atunci de ce să mai schimbi? Bun, dar dacă eu sunt suficient, sunt mai bun decât ăla și n-am ajuns să conduc instituția ăluia, sunt mai bun, trebuie să dovedesc că sunt mai bun în opoziție, dar nu destructiv. Constructiv. Sau îl distrug pe ăla, dar nu distrug proiectele, nu distrug dezvoltarea. Cu atât, trebuie să înțelegem că oamenii, știi cum, ipocrizia ne conduce, conduce pe foarte mulți dintre noi. Fiecare dintre noi într-o oarecare măsură. Corect. Da? Deci, foarte mulți dintre noi spunem că, nu știu, suntem contra corupției, dar dacă ți se oferă posibilitatea să dai o mică atenție ca să ai un beneficiu mai rapid, fără discuție, îl treci mai departe. Aia, domnule, să se facă lucrări, dar să nu mă afecteze pe mine. Eu am dat exemplu ăsta de la o școală din Piatra Neamț, un membru marcant al Consiliului de Administrație a spus așa, domnule, da, eu sunt de acord cu proiectul, dar să termine copiii mei. Da, deci, înțelegeți. Deci, să termine copiii mei. Și după aceea să facă proiectul. Până atunci nu mă interesează. Deci sunt niște sacrificii care... Deci noi ne-am trezit la un moment dat cu un status quo așa. Bun, acum avem una. Asta este un aspect. Aspectul celălalt. Și asta trebuie discutat. Avem niște proiecte. Și eu vă spun din interior, la o școală care ar fi trebuit să fie afectată de proiect, dar s-a anulat chestia. E cam greu să spui tu, acum, domne, ăia n-au vrut în condițiile în care proiectul, care a fost întârziat, știți, din ce motive istorice și isterice, în momentul ăsta eram în ianuarie, da? Noi nu aveam proiectul tehnic finalizat, nu aveam proceduri, mă rog. Și atunci e greu să spui, dumnezeu, eu am venit cu proiectul și uite că nu vor ăia. Nu. Acolo era și o problemă de sistem, ca să zic așa. Nu era posibil ca proiectul acela să încheie în termen util. Și poate atunci, în toamnă, atunci poate ar fi trebuit luată hotărârea, dom'le, hai să facem așa, ne ducem în perioada următoare, veniți cu proiectele astea și ne axăm pe alea pe care putem să le terminăm. Adică din 5 terminăm 3 sau din 8 terminăm 5. Aveți dreptate. Aveți dreptate ca privire de ansamblu. Dar că trebuie să înțeleagă un lucru, o altă chestiune care o descoperi într-o administrație. Când întrebi, se poate? Da, se poate. Scriptic. Băieții ăia răspund scriptic. Da, zice, noi dăm în aprilie, îi dăm drumul. Da. Bun, dar în aprilie îi dați voi drumul. Urmează licitația. Dacă mi-o contestă unul în august, aprilie, mai, 30 de zile, hai să zic, nu în august, în iunie. Da? Deci, genul ce faceți dumneavoastră acum, întrebările puse în felul acesta, sunt întrebări constructive. În sensul că, dom'le, haideți să vedem, ar putea să fie organizată treaba mai bine? Și atunci, da, pot să vină răspunsuri constructive și anumite, nu știu, declicuri că, bă, hai să ne mai uităm și la asta, hai să vedem care sunt oamenii implicați, care iau decizii și cum putem organiza lucrurile să fie mai bine. Da, este, pare un heirupism, așa, și un lucru. Da, el vine și pe seama faptului că trebuie să ai o barieră de timp. Doamne, trebuie să le implementate multe dintre
proiecte până la finalul 2023. Eu știu ce eforturi s-au făcut după ce s-au găsit proiectele în sertar, să te duci să obții finanțarea efectivă. Da. Au fost eforturi. Și e greu să renunți la o finanțare, să spui, da, domne, mergem în etapa De unde etapa am plecat următoare? Când am plecat discuția? Am plecat că în 2020 primăria cu fonduri insuficiente și acum discutăm de milioane de euro, care bani care se încearcă să fie cheltuiți. Deci de la ceva care stagna, acum că, da, sunt niște eforturi mari. Se fac greșeli în toată organizarea asta, pentru că nici nu ai experiența lucrurilor făcute ca să zici, domnule, am mai avut proiecte implementate și așa și uite, am învățat din ele. Nu, multe chestii sunt noi. De asta trebuie o mare înțelegere din partea oamenilor. Deci eu zic că, eu vorbesc de mine acum, eu înțeleg niște lucruri. La fel de clar, nu înțeleg niște lucruri care țin de partea asta, să spunem, a derulării tehnice. Acolo cred că există o problemă în primărie. Adică, dom'le, am 17 mari lucrări în anul 2020, 60. Programate pentru 2023, da? Bun. Ăsta cum e? E la 35, ăla e la 30, ăla e la 5%, da, se poate face, etc. Bun. În domeniul celălalt, am 7 școli, da? Ok. În ce stadiu sunt? Un tabelaș, frumos, dacă nu se pune pe un ecran în primărie, cum am văzut în filme, știți? Așa, pe un ecran. Și vine ăla care răspunde, știți ce nu înțeleg? Eu am avut un city manager. Un băiat bun, dovadă că lucrează acum pe unde lucrează, nu mai știu exact, Emirate, pe undeva, prin zona aia. Da. De obicei, inginerii sunt extrem de atenți, ticăiți. Își pun lucrurile în ordine. Nu înțeleg cum două proiecte la două școli s-a discutat atâta despre ele și ele nu erau... Era clar că nu se pot duce la finalizare. Nu se poate ajunge la finalizare. Nu e treaba primarului să știe lucrul ăsta. Este treaba unui tehnician. Da, treaba primarului e să încaseze. Da, el... Bine, treaba e să încaseze și greșeala e să răspundă prost la chestiile astea. Dar asta este o altă poveste. Dar asta zic, acolo este o problemă. Aia este problema. După cum eu nu pot să înțeleg și vă spun prietenește, nu pot să înțeleg cum avem o piață ca cea din Mărăței, care impropriu să o mai numim piață acum. Este un loc acolo în care avem oamenii străzi, focar de infecție, disconfort și nu spune nimeni nimic. Și mai avem cazuri de genul ăsta. O să-mi spuneți, domne, facem alte lucruri mai importante. Ok, eu sunt mulțumit că se fac alte lucruri mai importante. Dar de 4 ani de zile ai părăsit acolo. Timp de 8 luni de zile primăria n-a încasat nimic pe ce era acolo, pentru că nimeni nu s-a preocupat să recupereze banii aia. Și aia-s bani. Și acum e cum e. Și mai pot să dau exemple. Da, deci exemple. Încă o dată, avem un oraș. Avem un oraș. Exemple, dintr-un oraș, ai cum să dai. Eu, nu sunt exemple mărunte. Nu sunt exemple mărunte, dar zic că exemple. Ai exemple. Ai străzi încă care nu au utilități. Știți, ai fost implicat în chestia asta cu parcul. Ați fost implicat cu cei studenții pe care au venit. Așa. Da, da. Am dat o temă pentru parc. Eu am înțeles, cum se spune, impactul emoțional al acelui parc și al animalelor respective. Deși n-am înțeles în totalitate lucrurile și modul în care... Dar este o altă poveste. Dar dacă am făcut un proiect pentru parc, de ce n-am deschis un concurs de proiecte și pentru piața Mărăței, piața Dărmănești? Bun. Un concurs de proiecte. Vedeți, să vedem, avem niște proiecte, ce s-ar putea face aici? Avem arhitecți, avem studenți, avem... Hai să vedem. Nu zice nimeni că hai să facem mâine. Hai să vedem. Ce s-ar putea face acolo? Aici eu nu înțeleg anumite lucruri. Și nu le înțeleg. Domnul Bărănescu, nu se pot face toate într-un mandat, domnul Bărănescu. Eu n-am zis că tocmai asta am spus. Nu un mandat, dar un concurs de proiecte. Da.
Se zic, poate face. Poate fi o idee care poate fi analizată și poate chiar și pusă în practică. E de văzut cum ce ar însemna, ce resurse ar însemna asta și pentru că și să nu fim într-o situație în care, nu știu, peste o perioadă, spunem, uite, zac alte proiecte în sertar și s-a pus praf pe ele și a fost doar o chestiune de imagine și că se vrea să se face ceva. Dar sunt idei care pot fi puse în practică și de asta discuțiile constructive pot duce la idei de acestea bune. În momentul de față e adevărat că îți... Când ai, nu vreau să fie ca, să sune neapărat ca o scuză, cu toate că așa sună. Când ai foarte multe provocări și foarte multe proiecte în derulare, este greu să mai ieși din malaxorul ăla. Deci este greu să mai ieși din malaxorul ăla. Am înțeles, dar poate exista o minte limpede care să fie pusă să gândească în perspectivă, să nu fie băgat în malaxor. Da, păi de asta am venit eu, de exemplu, la dumneavoastră astăzi, ca să am o minte limpede pe scaunul celălalt. Nu. Adică nu, în primărie, niște oameni, doi, trei oameni, care să gândească, hai să vedem un pic, care-i pasul următor? Că noi avem consultanții care ne-au făcut programul de dezvoltare, nu știu cum, bla, bla, bla. Dacă citești programul ăla de dezvoltare, te apucă plânsul și râsul. Pentru că acei consultanți, cum au făcut APA Server, știți? Exact, fac și consultații ăștia. Iau niște drafturi și le schimbă numele. Da. Au ajuns la noi drafturi din Deva pentru achiziționarea de troleibuze electrice, autobuze electrice. APA Server și-a dat cu fasolea în farfurie cu Caraș Severinu. Uh-huh. Adică, și dai răspuns oficial către un minister. Așa este. Adică se vină 2-3 oameni, domnule, hai să vedem. Astea sunt greșelile, unele dintre greșelile care se fac în administrație. Deci se fac multe documentații, ele trebuie să arate stufoase, că sunt de importanță mare și nu spun mare lucru. Ai un plan de dezvoltare al județului în 500 de pagini, din care 350 de pagini n-au nicio legătură cu așa ceva. O istorie dacă geografică. Dacă vezi un plan al județului de dezvoltare așa de gros, pare că ar fi ceva important. Dacă ar fi fost așa un plan de dezvoltare. Nu, adică de asta zic. Poate nu sunt nu vreau să duc în derizoriu, dar nu, dar nu chiar nu, deci da. E o discuție foarte serioasă, da, adică haideți să încercăm, tot vorbim de debirocratizare, de informatizare, de digitalizare. Da. Păi singura digitalizare care o văd eu este folosirea degetelor pe tastatură. Nu, se fac unii pași. Deci, unii pași se fac. Deci, de exemplu, în momentul de față, cred că am mai spus-o în prezențele, în emisiunea dumneavoastră, e adevărat, apropo de digitalizare, aplicația Piatra Neam City App. E o aplicație, nu mai știu dacă parcă la un moment dat a fost chiar o provocare să o am făcut. Da. Nu vreau să spun. Nu vreau, nu spuneți. Nu vreau. Așa. N-am probat, dar știu că s-a fost făcută publică o aplicație scoasă de primăria Piatra Neamț, unde poți să-ți ceri certificat de urbanism online, poți să depui documentele pentru autorizația de construcție. Haideți să vă spun ceva. Astea sunt lucruri de o normalitate înfiorătoare. Dar normalitate nu existau. Deci normal erau și acum 6 ani. Da. Deci, dar au fost și proiecte acum europene pe așa ceva, care s-au implementat cu succes. Avem plăcuța. Dacă mergeți și intrați în instituție, vedeți, proiect, informatizare, cu tare. Și dacă te uiți în obiectivele care trebuiau atinse și care se presupune că au fost atinse din moment ce proiectul a fost decontat. Uh-huh. Zic, astea trebuiau să fie. Da. Deci, pași, încă o dată, domnul Bălescu, pași se fac, nu se fac în ritmul la care ne așteptăm și în ritmul în care evoluăm noi în ceea ce privește digitalizarea. Și fiecare dintre noi și dumneavoastră ați trecut și sunteți o prezență online mult mai aplicată decât partea offline, ca zic. Acolo trebuie să livrezi în fiecare oră. În fiecare moment.
Și normal, având contact, îți pui problema, dar de ce nu s-ar putea face? De la de ce nu s-ar putea face până la implementare? E un pas foarte mare. Dar pași sunt. Asta trebuie să recunoaștem. Nu suficient de rapid pe cât ne-am dorit. Aș vrea să văd un serial TV care se cheme așa, Pași. Doar Pași. Pași. Și să fie în domeniul ăsta, administrație, deci cu personaje din administrație. Și am avea niște personaje fascinante în Piatra Neamț. Uh-huh. Am începe cu Ion Rotaru, care este un personaj fascinant și acum. M-aș duce spre Gheorghe Ștefan, care este un personaj, nu numai fascinant, ci un personaj. Da. Așa? Acolo se și... poate face, da, nu numai un serie. Deci, o întreagă serie. O serie întreagă. Un film. M-aș și gândi cine să-l joace pe Gheorghe Ștefan. Deci cred că aș găsi dintre actorii de la TT, foști actori la TT, care să-l joace. Ar fi foarte interesant. Ca publicul să, poate așa publicul ar înțelege mai ușor anumite lucruri decât cele relatate de presă. Știți pentru mine care e falimentul, care a fost falimentul administrației Ștefan? Nu știu. Din punctul meu de vedere. În momentul în care a fost proiectul ăla megalomanic Cozla, uh-huh, o să revin asupra lui într-un material de ziar, printre alte lucrări s-a introdus o țeavă de gaz, care s-a introdus de jos, de pe strada aceea, de unde urci spre Colibe, da? Până sus. Până sus, 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 sus. Țeava aia de gaz s-a introdus pe niște bani foarte frumoși, dar s-a uitat un singur lucru. Să se facă racordul la conducte. Știți care era diferența? De vreo 30 de metri ca să facă racordul. Nu întrebăm acum pentru cine s-a introdus aia de gaz și de ce. Că mai sunt vreo trei locuri unde puteau să tragă gazul. Că, bun, era perspectivă. Dar tu, instituție publică, bagi o țeavă de gaz și nu-i faci racordul, ai având un termen de garanție care poate fi recepționată. Pentru mine a fost semnul falimentului, falimentului investițional, nu vorbesc de altceva. El a fost semnul falimentului și țin minte că am scris despre lucrul ăsta ziarul și reacția a fost, păi atâta era prevăzut în proiect. Păi mânca var mama voastră, dar cine a făcut proiectul ăla? Care era scopul proiectului? Da, nu știu, speța, dar da, e unul dintre exemplele, nu știu, și nu are legătură cu Piatra Neamț, dar localitatea mea natală, tot legat de gaz, aveam o poveste așa care s-a întins pe vreo trei mandate, cred că, de alegeri politice. Și un primar, era un primar interesant acolo, la localitatea natală. Cu gazul, la un moment dat a apărut ideea că se va introduce gaz și s-au montat niște cutii pe la porți. La următorul mandat, gata, să-i reface, să-i reîncepe. S-a dat cu vopsea pe cutii. S-au dat cu vopsea și s-au băgat țevile în case, ca să facă așa, că vine acum țeava, n-a mai venit. La da, era țeava în casă. Era, s-au început niște săpături în centrul comunei. Și în a patra nu mai bași, că e gazul prea scump. Nu e gaz nici acum. Nici acum. Și între timp s-au dat jos cutiile alea, că nu normal că nu ieșise. Da, s-a făcut o afacere, cutiile alea s-au putut valorifica la fier vechi până la urmă. Nu e deșteptat. Vreau să mă întorc puțin ca un... Cred că ne apropiem și de final și vreau să mă întorc puțin la Piatra Neamț și la lucrările care se fac. Insist pe răbdare din partea oamenilor. Se fac și greșeli ceea ce privește programarea, organizarea, dar trebuie să ne concentrăm pe lucrurile care se fac. Iar astea n-au cum, din punctul meu de vedere, să nu aibă o finalitate bună. Deci nu au cum să nu aibă o finalitate bună. În Piatra Neamț se lucrează în momentul de față, cum nu s-a lucrat, cred că nu știu, eu cel puțin de când cunosc Piatra Neamț, vreo 18 ani, nu am prins lucrări în ritmul acesta. Mai fost odată, prin primele mandate, primul mandat al lui
Rotarul când s-au făcut lucrări pe șosele, da? S-au făcut lucrări pe șosele și tot așa a fost conjurături multe, pentru că atunci s-au făcut cel puțin două drumuri, s-au făcut după tipic. Nu s-a iertat nimic, adică strat, s-au spart parbrize, dar s-au făcut drumul și drumurile alea au ținut. Da, asta e. Și țin și acum. Este o chestiune care trebuie să înțelegem. Lucrurile trainice necesită ca lucrările să fie făcute cu atenție și nu se pot face într-o vacanță de vară. Nu poți să introduci o țeavă de apă așa bătând din degete. E adevărat că poți să te trezești cu fel de probleme și fel de provocări, dar dacă te uiți doar la lucrurile negative, nu e... Haideți să ne uităm și la partea pozitivă. Domnule, se lucrează în Piatra Neamț cum nu s-a lucrat de foarte mult timp, ca să nu zic altfel. Ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru participare. Mesajul este unul pozitiv. Eu nu pot să nu achiesez la un asemenea mesaj. Pun și virgula aceea că ar putea fi evitate multe dintre aceste lucruri în urma unor discuții constructive și a unei colaborări eficiente între autorități. Nu cred că o să apuc lucrurile astea, dar asta este altă poveste. Mulțumim frumos pentru participare, asta pentru răbdare. Să ne vedem cu bine la următoarea emisiune. La revedere!